aproximativ 1 kg de organe de miel. Eu am aici inimă, plămân, ficat, rinichi și o să le pun la fiert într-o oală cu apă rece. Bineînțeles, le-am spălat și le-am curățat înainte. Le-am ținut în apă rece. Le pun la fiert pentru aproximativ 40 de minute. Am fiert organele și le-am scurs de apă, le-am lăsat să se zvânte puțin, să se răcească, să le pot toca și le voi tăia la cuțit foarte mărunt. Le puteți trece și prin mașina de tocat carne, dacă nu aveți răbdare să le tocați la mână. Tocăm mărunt să aibă un aspect frumos robul nostru. Pentru drobul cu aluat avem nevoie de organe. Ați văzut deja câte am folosit și cum am procedat pentru a le fierbe și a le toca. Un aluat de foietaj, 2 legături de ceapă verde tocată, 2 legături de usturoi verde tocat, ouă pentru a pune în interiorul drobului, 1 legătură de pătrunjel, 1 legătură de mărar, 400 de grame de carne tocată, la alegere porc, vită, ce preferați voi, ulei pentru a căli ceapa și carnea, 100 de grame de pesmet sau gris, 6 ouă pentru a lega compoziția, sare și piper. Am pus o tigaie pe foc și adaug 2-3 linguri de ulei pentru a căli carnea. Las să se încingă uleiul, pun carnea tocată și o călesc până își schimbă culoarea. S-a călit carnea. Acum o voi scoate peste organe, încercând să las uleiul în tigaie. Acum în tigaie punem ceapa tocată și usturoiul verde și le călim pentru câteva minute. Le călim doar până când devin ușor moi. Adăugăm și puțină sare. Ceapa este gata. Vedeți, este doar puțin moale, nu trebuie să fie prăjită, doar înnăbușită, să zic așa. Opresc focul și o pun peste carne și organe. Punem și ceapa peste carne. Adăugăm și verdeața, mărarul, pătrunjelul. Mai adaug puțină sare, piper și amestec pentru început verdeața cu carnea. Voi amesteca cu mâna, stați atenți să nu vă ardeți, pentru că ceapa este totuși fierbinte. În această compoziție voi pune și ouăle, smetul, mai păstrez o lingură să pun peste aluat și incorporăm totul. În cazul în care mai aveți nevoie, simțiți că compoziția voastră nu se leagă bine, mai adăugați 1-2 ouă. Eu zic că este bine așa. Vom vedea la final dacă am greșit sau nu. Aceasta este compoziția noastră. Gustați să vedeți dacă mai aveți nevoie de sare. Pentru a forma drobul acum în aluat, am aici o tavă de chec și voi pune aluatul în tavă. Cu grijă, îl așez frumos în tavă. După ce am așezat aluatul în tavă, pe bază vom pune o lingură de pesmet. Și acum umplem tava pe jumătate, cum punem compoziția de drob. După cum v-am spus, pe jumătate. Eu de aici o să fac 2 tăvi. Așez totul, presez cu dosul unei linguri. Așezăm 3 ouă. Presăm să intre bine și acum acoperim totul cu compoziție de drob. Încercați oricum să păstrați aluat în exterior pentru a putea acoperi. Acum aluatul ce a rămas în exces voi trage de el pentru a reuși. Voi proceda ca și cum ar fi un praf, să zic, și îl lungesc peste compoziție pentru a reuși să îl acoperim. Ungem totul cu ou și punem la cuptor pentru aproximativ 30-40 de minute. Am aici un ou bătut bine și ung bine aluatul. Punem drobul la cuptor. Cuptorul l-am preîncălzit
la 180 de grade pentru 30-40 de minute. Drobul nostru este copt. L-am gătit pentru aproximativ 50 de minute. Acum îl voi scoate din tavă și îl voi lăsa să se răcească pe un grătar. Desprindem și marginea. Și așa arată drobul nostru. Acum îl vom lăsa să se răcească și îl vom porționa. Aceasta este rețeta mea de drob în aluat de foietaj. Vedeți și voi cât de bine arată. Și este extraordinar de bun și de aromat. Sper să încercați și voi rețeta și să o găsiți interesantă. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Nu uitați să lăsați un like dacă vă plac rețetele mele. Și ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!